Stările duhovnicești își au izvorul în Duhul Sfânt. El este Cel care sfințește trăirile noastre. El le dă această calitate acestor trăiri. Iar prezența Duhului Sfânt învață omul să o recunoască. În Vechiul Legământ existau școli de proroci. Erau învățați să recunoască prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Fiecare creștin, participând la slujbele bisericii, citind Sfintele Scripturi, spovedindu-se, împărtășindu-se, repet, făcând toate lucrurile acestea, nu formal, ajunge să dobândească un simț, ca un gust duhovnicesc. Sfântul Grigorie Sinaitul spune, face o comparație, că vinul poate avea aceeași culoare cu oțetul, dar gustând, te știi ce bei. Așa și ei, se formează un gust duhovnicesc, biserica, de fapt, ne ajută să ne formăm acest gust duhovnicesc. Ne participăm la viața bisericii, riști să confunzi lucrurile și să nu deosebești stările firești de cele duhovnicești.